Hei, salutare prieteni, eu sunt Black HD, de această dată tot pe MT2 Run, doar că de această dată nu mai este totul la fel, acest server s-a schimbat complet, după cum puteți vedea, doar oameni cu personalizate, cu itemi site, și nu cred că ar mai, nu ați putea să vă mai apucați de acest server, fiindcă nu are rost, adică când intrați pe server o să vedeți doar genul ăsta de oameni cum sunt eu, cu itemi site, cu toate chestiile acestea. Acum se poate farma JD-ul, să vă puteți cumpăra itemi site sau să, na, nu știu. Pe tasa F7 puteți să vă uitați, o să aveți aici modele, MT Dairon se dropează, etc. Acestea pentru youtuberi, un alt itemi item shop cu 1800 și tot așa. Accesorile și restul. Cam așa aș primi eu de la acest server 100 JD, încă 105, doar că nu se mai merită, țin ce să vă spun. Ați văzut până acum, eram bucuros de acest server să-l joc. Îl jucam cu plăcere, știam, na, poate nu scop al meu, adică, nu știu, mi se părea că eram bun, dar acum nu te mai poți lua că ești bun. Vedeți, această fata are perso, una alta, acesta are perso, ăsta are perso lui GM și tot așa, adică, nu mai are o logică serverul ăsta, știi? Na, asta mi-e, că și eu am avut și o să mă iau și na. Doar că na, care să mai apuca de serverul acesta, eu vă urez, da, o să vă aștept aici cât o să mai joc eu, o perioadă de timp ce o să găsesc alt server și după aia, nu știu, o să lăsați voi comentarii sau... Nu știu, altceva, să-mi ziceți, bă, acest server este chiar bun, doar că nu este bun. Dragonul albos s-a schimbat în altă mapă, încă nu am căutat să văd cum s-a dus, acum se face DT-ul, DT-ul de ce nu era pus în acest joc. Normal este un server PvM farm, doar că nu văd aici PvM, văd doar PvP și aici este absurd, total, înțelegeți? În rest nu s-a schimbat nimic, doar că cât am lipsit s-au schimbat foarte multe, aici sunt toate la fel. Mai acolo nu mai sunt magazinele cu costume, la crafting de șarfe se caută așchea diavolului și tot așa. S-au schimbat foarte multe și nu mai are rost. Serverul acesta este doar făcut pentru donații și na. Asta e, un server pentru donații, doar voi știți, așa sunt serverul în ziua de azi. Pentru donații. Nu ai donații, nu ai server, ai donații, ai server. Și asta e toată chestia, nu... Nu e asta o problemă. Da, eu am fost Black HD și o să vă aștept cu... Să mă urmăriți și, na, dacă o să găsim împreună un server ca să ne apucăm, o să facem live-uri și anumite chestii. Până atunci, numai bine, eu am fost Black HD.